venit. Așa. În primitoarea aula bibliotecii, mai ales că acum s-a mai răcorit un pic afară, ne bucurăm că aici este încă bine și nu foarte cald. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în aceste luni de vară, la aceste recitaluri ale verii, recitaluri organizate de Primăria Municipiului Ionești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti. După cum știți, o sumedenie de artiști au urcat pe scena din parc sau au urcat pe scena bibliotecii, în spațiul multifuncțional sau la cinematograful Capitol, pentru că de multe ori vremea ne-a jucat feste, la fel cum s-a întâmplat și astăzi, când aveam programată închiderea recitalurilor verii. Adică acesta este ultimul concert din această serie frumoasă inaugurată la începutul acestei frumoase veri, dar capricioase pe alocuri. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați fost alături, vă invit să urmăriți în continuare pagina de socializare, pagina de Facebook a bibliotecii pentru a urmări evenimentele pe care le pregătim. Urmează, așa cum știți, stagiunea culturală, stagiunea teatrală care se va desfășura la cinematograful Capitol, acolo unde vă invităm să aplaudăm împreună artiștii care vor evolua pe scenă. Dar, referitor la invitații noștri din această seară, de la începuturile lor, prin 2001, proiectul Țapinare a fost creat și gândit ca un proiect pe termen lung. Și-au dorit să fie original și să cânte în cluburi și festivaluri potrivite cu stilul lor. Asta presupunea festivaluri de muzică, de film, de carte, de teatru, ceea ce face și biblioteca noastră, nu? Și asta au și făcut, începând cu cluburile bucureștene legendare, Green Hours, Club A sau Club A, Lăptăria lui Enache, Quantic, până la Stufstock, Best Fest, Peninsula, Festivalul de Teatru de la Sibiu, Festivalul Anonimul, TIFF sau Awake. Iar astăzi încheie recitalurile verii la Onești, proiect organizat de Primăria Onești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Fericirea e un lucru mărunt, e o aripă care vibrează. Fericirea e un lucru mic, un pitic, ce dansează. Doamnelor, domnilor, țapinarii Adrian Tănase și Cosmin Covei. Copil, adult și apoi adolescent. La școala vieții un pic repetent. Am fost timid din cărți, îmi conturam o lume. Eram băiat serios, dar mă țineam de glume. Și am cântat apoi cu voce gravă, voce de suflet, voce suavă. Uneori am șoptit, alteori am țipat și câteodată chiar am cântat. Chiar am cântat.
cele, nu-mi frumusețez. Lumea e gri, dar priviți în voi, veți descoperi mai multe culori. Mie mi-a plăcut marea și rocul, nu muntele. Chiar dacă eu cânt pe singură chitară, muzica mea e o sare pe rană. Nu sunt melancolic, sunt mai mult ironic. Rime și versuri fac un cântec războinic. Eu nu contemplu, mai mult mă revolt. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din... Eu nu știu să desenez. Nu fac floricele, nu înfrumusețez. Lumea e gri, dar priviți în voi, veți descoperi mai multe culori. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Bună seara și bine v-am regăsit, stimați intelectuali din Onești, ce mai faceți? Bună seara, bună seara, Biblioteca Municipală Radio Rosetti. Noi suntem formația vocal-instrumentală de două voci, o chitară, Țapinarii. Și am venit din nou la Onești, după un pic de timp, să trecem în revistă câteva piese de când eram noi tineri și aveam 20 de ani, până la criza de 40. O să trecem prin toate etapele, prin trubaduri pentru divorțuri, o să spargem nuți de pițipoance, o să facem și lecții de parenting, o să cântăm și folclor, o să învățăm și limba engleză cu accent de dorohoi. Va fi o seară minunată. Vă mulțumim foarte mult că ați venit. Bună seara, stimate intelectuale și stimați intelectuali din Onești! Mulțumim foarte mult pentru aplauze și vă rugăm foarte mult să păstrați ritmul pe această piesă, pentru că am un lucru foarte important să vă spun. Noi avem de ani și ani de zile și un turneu anti-Valentine's Day. În acest turneu anti-Valentine's Day cântăm muzică de dragoste ruptă din viața reală. Piesele de dragoste sunt de două feluri. Ele sunt realizate înainte și după căsătorie. Vom începe, cum este și firesc, cu cele făcute după. Bine, dragă, știu, mi-ai spus, viața trebuie trăită. Însă recunosc, uneori mi-este frică. De aceea mai bine-ți cânt afișând un aer grav. Ce m-aș fi făcut fără chitaristul meu suav? Rockerul cu tricou cu Țapinarii. Bine, mami, am să te duc la barul care-ți place ție. La bibliotecă, nu la bar. O să renunțăm la filmul care-mi place mie. Licenii rock and roll, în reluare. Ți-aș cânta vreo două în strună, dar mai bine mă abțin. Țin, țin, țin. Vezi tu serenadă după un pahar de vin. Vin, vin, vin. Bine, iubii, de-acum înainte face cum vrei tu. Bine, pisii, de-acum înainte face cum spui tu. Bine, scumpii, de-acum înainte facem ce vrei tu. Sufletelul meu ești tu. Du-te naibii!
e serenada. Tu te naibii de aici, ce ți-am promis-o. Tu te naibii de aici, ia la ceva timp. Tu te naibii de aici, până ți-am scris-o. Tu te naibii de aici, era să iau. Tu te naibii de aici, o decizie pripită. Tu te naibii de aici, e serenada. Tu te naibii de aici, ce ți-am promis-o. Tu te naibii de aici, ia la ceva timp. Tu te naibii de aici, până ți-am scris-o. Tu te naibii de aici, era să iau. Tu te naibii de aici, o decizie pripită, viața trebuie trăită. Viața trebuie trăită. Vă mulțumim foarte frumos, stimați intelectuali romantici din Onești. Ți-am compus aseară-n seară o piesă serioasă, s-o asculți. Când ești nervoasă, pari supărată, sau așa e fața ta. Nu mai contează, sunt mereu pe fază. Când par supărată, scot repede pixul. Această piesă ți-e dedicată. Ți-am compus aseară-n seară o piesă serioasă, s-o asculți. Când ești nervoasă, nu mai lăcrima, sau așa e fața ta. Nu mai contează, sunt mereu pe fază. Când tu lăcrimezi, eu scot chitara, ți-o sparg în cap și o dezacordez. Eu nu sunt de acord cu această atitudine, dezavuez. Ți-am compus aseară în seară o piesă serioasă, s-o asculți. Când ești nervoasă, acum ești tristă, sau așa e fața ta. Nu mai contează, sunt mereu pe fază. Când tu ești tristă, scot repede pixul și eu chitara și-ți cântăm o piesă optimistă. Ți-am compus aseară-n seară o piesă serioasă. Stimate intelectuale și stimați intelectuali din Onești, acestea au fost cele 10 secunde de seriozitate. Bucurați-vă de ele, nu ne mai întâlnim cu ele până la final. Noi ne uităm foarte atent la emisiunile TV de cultură, cum ar fi astea cu asistente TV, Danca Patos și toată gașca. Și noi mergem de obicei să facem plaje în Vama Veche. Dar această piesă este pentru toate fetițele frumoase și inteligente care face plaje goale în Mamaia pe șezlonge. Cum se spune corect aici la bibliotecă? Șezlonguri sau șezlonge? Cum? La ce? La șezlonge. Nu dau doi bani pe tot sățe bronzate, pe două puncte de sutură ce corectează mama natură. Ai fost un mit, s-a spulberat. Te-aș plăti pentru tot ce ai făcut pentru mine, dar nu am schimbat. Nu dau doi bani pe tot țâțe bronzate, te două puncte de sutură ce corectează mama natură. Și într-o zi te vei căsători, soțul tău va lăsa pe noptieră două hârtii de 2000. Nu dau doi bani ani pe tot țâțe bronzate, te două puncte de sutură ce corectează mama natură. Să zici mersi,
acum ai bani de pâine. O să mi se facă milă de tine, dar azi nu pot. E sorta la mine să treci mâine, să treci mâine. Nu dau doi bani, ani pe doțițe bronzate. Te, două puncte de sutură ce corectează mama natură. Mulțumim foarte frumos surorilor Bambi, stimate intelectuale și stimați intelectuali din Onești. Urmează o piesă scurtă și la obiect, exact ca economia românească. Vă amintiți ce făceam noi românii pe vremuri când nu aveam bani? Ce făceam? Schimbam 100 de euro, corect, bravo. Uite, doamna știe, cred că de pe vremea mărcilor știe doamna. În fine, ideea e în felul următor, că lumea s-a schimbat. Lumea s-a schimbat și s-a trecut la moneda virtuală, toată lumea face jocuri din astea cu criptomonede. Eu mă gândesc așa, mă gândesc acum în fiecare casă de român, într-un sertar, cu tricouri din acelea pe care nu le mai folosim, dar nu ne putem despărți de ele, pentru că au o valoare sentimentală. Sub acele tricouri, fiecare dintre noi are 3-4 bitcoin rătăciți. Mă, măcar. Adică pentru a ieși în oraș într-o sâmbătă seara, schimbați un bitcoin, mergeți undeva, luați un pahar de limonadă, o pizza, nu mai rămân după această operațiune vreo 52.000 de euro. Dacă a schimbat un bitcoin. Despre asta e vorba acum. Problema e ce facem cu ei. Asta este întrebarea. Despre asta este vorba în minunată piesă scurtă și la obiect, exact ca economia românească. N-are lumea, n-are lumea bani. N-are lumea, n-are lumea bani. Nici noi, nici voi. Doar ei. N-are lumea, n-are lumea bani. N-are lumea, n-are lumea bani. Și totuși mi s-a părut o idee genială să mă opresc acum în mijlocul acestui cântec și să spun că avem discuri și tricouri de vânzare. A fost o idee spontană pregătită de acasă, dar în fine, nu vreau să dezvolt. Ideea e în felul următor, că avem și alte oferte pentru dumneavoastră. Astăzi și doar astăzi oferim abonamente gratis pe YouTube, like-uri pe Facebook sau follow pe Instagram, orice se poate, dar doar astea trei, că TikTok nu ne mai facem de la vârsta asta. Nici noi, nici voi. Dar vrem. Mulțumim frumos, am vorbit de tricouri și avem aceste tricouri cu fericirea în lucru mărunt, pentru că totul a început acum 21 de ani cu fix această piesă. Sunt fericit și mă simt bine, sensul vieții l-am descoperit întâlnindu-te pe tine. Eram mic, priveam spre soare, întrebându-mă ce fericirea. Acum știu să băiat mare. Fericirea e un lucru mărunt, e o aripă care vibrează. Fericirea e un lucru mic, un pitic ce dansează. Fericire e un lucru mărunt, e o aripă care vibrează. Fericire e un lucru mic, un pitic ce dansează. Solo, megastarul Adrian Tănase, care a venit tocmai din Sălăjan, București, România. Rockerul care a găsit acasă într-un setar 4 bitcoin, a schimbat unul și și-a cumpărat un tricou cu țapinarii la reducere. E adevărat că mai are unul, dar ține de bun pentru Antol. Ideea mi-a venit citind o poezie,
care o albină îmi dă răspunsul. Restul e fantezie. Mare atenție, stimate intelectuale și stimați intelectuali din Onești. Mare atenție, vă rugăm, urmează varianta de Eurovision. Sono felice. Mi sento bene. Ho scoperto il senso della vita. Incontrandote. Ideea era foarte bună, da? N-am mai putut merge la preselecție pentru că tot în București nu am găsit două dansatoare serioase și coreografia era obligatorie. Mă gândesc că dacă se făcea preselecția în Onești, o găseam, că tot în Italia erau dansatoare. În fine, nu mai contează. Fericire e un lucru mărunt, e o aripă care vibrează. Fericire e un lucru mic, un pitic ce dansează. Fericire e un lucru mărunt, e o aripă care vibrează. Fericire e un lucru mic, un pitic ce dansează. Vă mulțumim foarte, foarte frumos! Vreau, da, vreau să mă visez elefant și un pic camera. Mă stresez la gândul că mă cam bate vântul. Sunt atât de pirat, fără să fiu suav, în jur din țărână că elefanții ne fărâmă. Sunt o piată furnică și într-un fel bunică, mă strecor prin viață ca o rață. Câteodată mi-e fric, câteodată mi-e foame, câteodată mi-e lene, câteodată mi-e sete, câteodată visez. Uneori aperez că viața-i frumoasă, dar cam plicticoasă. Câteodată mai dorm, câteodată mai dor. Nu, sunt furnicuță și nici nu vreau să mă cred. Sunt un om prins în cușcă de un suflet rebel. Să gândesc, dar undeva mă opresc. Cineva îmi pune piedică și-alunec, și-alunec în mor. Câteodată mi-e fric, câteodată mi-e foame, câteodată mi-e lene, câteodată mi-e sete, câteodată visez. Uneori aperesc că viața-i frumoasă, dar cam plicticoasă. Câteodată mai dorm, câteodată mai undeva aproape de sufletul meu se află un gând să devin Dumnezeu. Un gând pe care mereu și mereu îl alun. El totuși persistă și câteodată insistă să fiu și eu elefant. Și e totuși un gând excitant. Câteodată mi-e fric, câteodată mi-e foame, câteodată mi-e lene, câteodată mi-e sete, câteodată visez. Uneori aperez că viața-i frumoasă, dar cam plicticoasă. Câteodată mai dorm, câteodată mai mor. Mulțumim frumos! Cu-n spate, pa, te pup, mă rup de realitate și mă duc, dar nu sunt singur. Mă însoțesc frustrările mele între tine și ele, le aleg pe ele. Îl urăsc pe cel ce-a spus că fuga-i rușinoasă. Îl iubesc pe cel ce-a spus că este să. Și atunci o amantă mi-apare în cale și mă corectează. Același om cu două fețe, dar ce
fug, să fug de ele, de amantele mele, de frustrările mele. Vreau să fug, să fug de ele, de amantele mele, de frustrările mele. Stau pe loc și totuși fug de un sfert de veac, călătoresc fără bilet și nu am trac. Până și nașul obosit nu-l interesează același om cu două fețe, dar ce mai contează? Vreau să fug, să fug de ele, de amantele mele, de frustrările mele. Vreau să ajung, să ajung la stele, să furcarul mare și să fug de ele, cu amantele mele, de frustrările mele. Vreau să fug, să fug de ele, de amantele mele, de frustrările mele. Vreau să ajung, să ajung la stele, să fur carul mare și să fug de ele, cu amantele mele, de frustrările mele. Vă mulțumim foarte mult. Vă spuneam la începutul spectacolului că vom trece prin foarte multe etape și acum a sosit momentul lecției de parenting. De ce facem noi lecții de parenting? Facem asta nu pentru a fi la modă, dar vedem că toată lumea mai nou face asta. Toată lumea ne învață cum să ne creștem copiii, la televizor, pe internet, la radio, în presa scrisă cât a mai rămas. Toți ne învață cum să ne creștem copiii. Dar venim noi. Venim aici, în fața dumneavoastră, cu aceste sfaturi simple. De ce? Nu pentru că suntem părinți. Venim pentru că avem un drept fundamental de a face asta și de a vă învăța pe dumneavoastră cum să vă creșteți copiii. Facem asta pentru că suntem bucureșteni. Și bucureștenii se pricep cel mai bine la dat sfaturi despre absolut orice, orice. Venim aici, în fața dumneavoastră, cu trei sfaturi simple despre cum să vă creșteți copiii. Sfatul numărul 1. Nu contează dacă este iarnă sau dacă este vară. Nu contează că sunt 33 de grade cum sunt aici în seara aceasta. Dacă cumva la un moment dat se crapă un pic geamul, acel copil automat, chiar în această temperatură, trebuie să aibă neapărat o căciuliță pe cap. Că cine știe cum intră sinuzita pe acolo? Cine știe? Eu practic nu sunt un politician. Nu cred că aș fi un bun politician, dar aș câștiga alegerile. Și știți cum? Aș veni cu această lege. În România, un copil trebuie să se nască cu căciulă pe cap și să o dea jos la vârsta de 18 ani. Mă gândesc că toate bunicuțele m-ar vota, iar eu aș fi președintele tuturor românilor. Sfatul numărul 2. Dacă mergeți cu copiii în parc și ei doresc să alerge sau să se dea în leagăne sau pe tobogane, nu-i lăsați să facă asta fără să le puneți în mână o tabletă sau un smartphone. Un copil nu poate alerga fără să aibă telefonul în față, că nu vede pe unde aleargă. Este foarte important ca un copil să crească cu tableta în ochi. Sfatul numărul 3. Stați mereu cu gura pe copii. Cicăliții, tocații, cicăliții, tocații, cicăliții, tocații, cicăliții, tocații, cicăliții, tocații, cicăliții, tocații. Nu-i lăsați o singură clipă să respire singuri, pentru că dacă îi lăsați o singură clipă să respire singuri, s-ar putea ca într-o bună zi ei să gândească singuri. Și asta, mie mi se pare extrem de periculos, mai ales într-o țară ca a noastră. Cântecul nostru se numește copilărie. Când eram mic, priveam spre blocuri. Mi se păreau atât
atât de mari. Balta de la ploaie era un lac. Se oglindea în ea un pui de drac. Și voiam să stau în față în mașina, să nu mai fac ambicilină, să-mi cadă dintele odată, să mănânc într-una ciocolată. Tot ce voiam era să cresc. Butonul de la Lisel dovedesc. Mama mă striga într-una de la geam, pune căciula pe cap. Cu cheia de gât și cu căciula pe cap, strigam într-una ca un țap. Cu ceneală pe mâini și cu ghiostanul plin, era frumoasă și grea viața de copil. Acum sunt mare și sunt tată. Copilul nu are voie ciocolată. Dă-te jos de acolo, nu pune mâna, nu băga în gură. Viața copilului să fie pură. Nu alerga să nu transpiri. Stai cu minte, nu cumva să respiri. N-ai cheia decât, dar ai mâna. Să nu dai drumul la ea. Copilul trebuie să fie cu minte, să doarmă toată ziua și să mănânce. Acum te stric din capul unui parc. Pune-ți căciula pe cap. Cu cheia de gât și cu căciula pe cap, strigam într-una ca un țap. Cu ceneală pe mâini și cu ghiozdanul plin, era frumoasă și grea viața de copil. Cu cheia de gât și cu căciula pe cap, strigam într-una ca un țap. Cu ceneală pe mâini și cu ghiozdanul plin, era frumoasă și grea viața de copil. Vai ce calm mi-a fost. Da, prevenția, prevenția e foarte. Săgeată spre cer, să alerg după un tren, o mașină spre lună să iau, și totuși cu tine să stau. Să rup un măr din copac, să iau de mână un drac, să mă întreb dacă te vreau, și totuși cu tine să stau. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să aleg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să aleg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Și vreau să-ți bag mințile-n cap, nu am chef să te-mpac. O zi fără tine eu vreau, și totuși cu tine să stau. Să te bombon și tu să taci, să râzi când am dragi. Să mă închid în tine eu vreau, și totuși cu tine să stau. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să aleg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic,
să alerg printre stele cântând. E bine uneori pe pământ să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând. E bine uneori pe pământ să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând. E bine uneori pe pământ. Să nu mă întreb de unde vin, vin dinspre ploi din cer senin. Dacă în gânduri mă îmbrac, dacă azi râd sau dacă tac. E stilul meu, ți-am spus mereu, cobor ușor, dar urc mai greu. Să nu mă întreb de ce astau, e rândul meu să fac ce vreau. Să nu mă întreb de ce am băut, de ce am fumat, de ce am căzut. Să nu mă întreb de ce vorbesc atât de mult când mă trezesc. Mai bine taci, de gânduri mă dezbraci. Mai bine taci, eu iubire umeri craci. Mai bine taci, de gânduri mă dezbraci. Mai bine taci, eu iubire umeri craci. Să nu mă pui să cenzurez tot ce visez, tot ce gândesc. Nu-mi spune că vorbesc urât, verbalizez ce mă cruntă. Să nu mă pui să râd mereu, chiar când rucsacul e cam greu. Să nu îmi spui că e ușor să treci prin viață pe un nor. Așa sunt eu mai visător, întâi eu urc, apoi cobor. Să nu mă întreb de ce tot când m-am născut așa cum sunt. Mai bine taci, de gânduri mă dezbraci. Mai bine taci, eu iubire umeri craci. Mai bine taci, de gânduri mă dezbraci. Mai bine taci, eu iubire umeri craci. Vă mulțumim foarte frumos. Acum aș vrea să vă întrebăm dacă cunoașteți pe cineva, o domnișoară, care își dorește să devină asistentă TV la Capatos. Adică să dezvolt. Rudele mai îndepărtate de la țară nu ți le alegi. Verișoarele mai îndepărtate de la țară nu ți le alegi, așa cum nu ți alegi nici vecinii. Așa că dacă aveți o vecină cu care dumneavoastră sunteți vecină, dar ea nu este vecină cu dumneavoastră și își dorește să devină asistentă TV la Capatos, spuneți-vă rog că nu e bine. Spuneți-vă rog că noi, formația vocală instrumentală de două voci și o chitară, care am venit aici, în Biblioteca Municipală Radu Rosetti, să ne dăm intelectuali și suntem și bucureșteni pe deasupra, venim cu aceste sfaturi. Nu o lăsați să devină asistentă TV la Capatos, că asta se întâmplă. Vine în București, dorește să devină star interplanetar megagalactic, adică asistentă TV, dorește să-și găsească dragostea adevărată, adică un interlop bucureștean, cu care o să facă o nuntă ca în povești, care o să dureze 3 zile. Nu nunta, toată căsnicia. Pentru că după aceea începe bălăcărea fizică și verbală la televizor, pe toate canalele, numai la Capatos. De asta suntem noi aici, pentru a sparge nunți de pițipoance, cum vă spuneam la început. Dar nu așa îmbrăcați cu tricoul cu țapinarii, ci îmbrăcați în alb de Cătălin Botezatu. Vom apărea la acea nuntă și vom sparge acea nuntă, cea mai frumoasă nuntă de pițipoance. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu noi, doar cine este de acord, este rugat să aprindă o luminiță pe telefonul mobil. Eu să știți că o aprind, pentru că eu sunt de acord cu mine. Iar asta înseamnă, practic, o coerență totală. Valsul miresei pițipoance.
de vrei iubire adevărată, să stați ochii în ochi, să vorbiți despre soartă, să aibă ochii ca două stele, umpriți pe Ferrari cu multe belele. De vrei să stea cu tine de mână, să te privească în ochi, pentru el ești o zână, să-ți fie jumătate, măcar o zecime, să te toarcă în oraș, la o șaorma pe pâine. Să te iubească, să te alinte, să spună că ești cea mai bună amantă pe lună, să zică poeme desprinse din stele, aici pe pământ, cea mai cea dintre ele. Pune-ți fată țâțe, pune-ți unde vrei, pune-ți chiar și-n frunte, pune-ți câte trei. Pune-ți fată țâțe, pune-ți unde vrei, pune-ți chiar și-n frunte, pune-ți câte trei. De vrei să te bată, să-ți dea pumn din gură, apoi să te împace ca pe o nebună, să strige iubirea prin lăutari, asta iubirea când ai nervitari. De vrei să te oprească când vrei să pleci, cu un picior în burtă și un cap în urechi, să te împaci când te trage de păr, te place bătută, bătută măr. Asta ai vrut, e prințul din stele, din visele astea ce se zbat între ele. Nu te-ai gândit niciodată prea mult, are bani, are școală, deci nu e prea cult. Pune-ți fată țâțe, pune-ți unde vrei, pune-ți chiar și-n frunte, pune-ți câte trei. Pune-ți fată țâțe, pune-ți unde vrei, pune-ți chiar și-n frunte, pune-ți câte trei. Pune-ți fată țâțe, pune-ți unde vrei, pune-ți chiar și-n frunte, pune-ți câte trei. Pune-ți fată țâțe, pune-ți unde vrei, pune-ți chiar și-n frunte, pune-ți câte trei. Pentru nunți, botezuri și cununii de pisipoance, formația vocală instrumentală de două voci și o chitară, Trubadurii Dragostei! Țapinarii! Vă mulțumim foarte frumos pentru susținere și pentru că ați înțeles exact campania noastră. Acum aș vrea să vă spun un secret. Secretul e că bugetele sunt cum sunt, așa cum v-am zis, la N-are lumea bani. Și suntem aici pentru că Direcția 5 nu a putut ajunge. Bugetele. S-au gândit stimabilii domni de aici, mă, cine cântă de dragoste? Dați mai ieftin așa. Țapinari. Hai mă să-i luăm pe ăștia. Cu pe toate riscurile. Dar în fine, pentru cine a venit aici sperând că o să vadă Direcția 5, avem o surpriză pentru că nu vrem să plece nimeni supărat. Știe cineva piesa Îți mulțumesc de la Direcția 5? Perfect! E bine și dacă o știți, e bine și dacă nu o știți, pentru că oricum ceea ce urmează nu are nicio legătură. Și pentru intelectualii rasați, cum sunteți dumneavoastră, da, spuneți-le și celorlalți, celorlalte verișoare mai îndepărtate de la țară care își dorește să devină asistente TV la Capato, spuneți-le că nicio se scrie legat. Mulțumesc! Pentru că tu mă faci să râd când sunt supărat, pentru cana de lapte cu miere adusă la pat, pentru căldura ce mi-o dai în vamă de 1 mai, pentru că ești naturală în limuzină sau în tramvai, pentru că gândești înainte să vorbești, pentru clipele grele în care ai puterea să zâmbești, pentru că te îmbraci cu stil, pentru că știi când sunt bărbat și când sunt copil, pentru tot îți voi mulțumi într-o bună zi, toată noaptea. Pentru tot îți voi mulțumi într-o bună zi, toată noaptea. Pentru că nu cer niciodată să fiu perfect, pentru că nu ai poze cu tine goală pe internet, pentru că râzi mereu cu poftă la glumele mele vechi, pentru că nu îți place folcul cu cireșe la urechi, pentru că nu-mi reproșezi că nu ți-am adus o floare, pentru că nu mai e cu tine când îți cumperi sandale, pentru că în diminețile în care vin acasă pe răcoare tu ești o fată înțelegătoare. Pentru tot îți voi mulțumi într-o bună zi, toată noaptea. Pentru tot îți voi mulțumi într-o bună zi, toată noaptea. Pentru tot îți voi mulțumi într-o bună zi, toată noaptea.
Mulțumim foarte frumos. Aș vrea să vă întreb dacă există în această seară cupluri sudate de mai bine de 8 ani și 4 zile pe ceas. 8 ani și 4 zile. 8 ani și 3 zile nici nu se acceptă, nici nu se pune. Și dacă aveți apelativele acelea frumoase în cuplu, pisici scumpi, iubi, sufletel, puiu. Dacă aveți. Se întâmplă uneori ca aceste apelative folosite în acțiuni casnice să stârnească un umor involuntar. Și se mai întâmplă ca după ani și ani de zile în care îi spui pisici scumpi, iubi, sufletel, mă, o secundă, bă, vrei să-i spui pe nume și uiți o secundă cum o cheamă, dar nu mi s-a întâmplat mie. Unui prieten. Despre asta este vorba în minunata piesă de dragoste, de cuplu. Se numește Spune-mi pe nume, se scrie Spune, liniuță mi. La început toate sunt bune, mușca din pernă te strigă pe nume, tu o ciupești să simți că e reală, în timp totul devine siropeală. Iubirea mea, nu mai avem hârtie, ia și cartofi, dragostea mea. Semnalizează stânga când faci stânga, iepuraș, bine că ești tu deștept, pisoiaș. După 8 ani și 4 zile, minune, eu-ți propun o nebunie pe bune. Să revenim la prima seară și să ne spunem pe nume. Azi ești frumoasă, mai muțico, ești cea mai tare nesuferit-o. Te iubesc mult, scorpie mică, și eu pe tine, puțulică. Bebițul meu, duci tu gunoiul, spală tu vasele în geraș, prăjim niște cârnați sufletel, dovlecer cu restul usturoiul. Prințesa mea, unde mi-ai pus ciorapii? La mine în cap, ursuleț. Fierbem un ou ușor, puișor, regina mea te aștept în dormitor. După 8 ani și 4 zile, minune, eu-ți propun o nebunie pe bune. Să revenim la prima seară și să ne spunem pe nume. Azi ești frumoasă, mai muțico, ești cea mai tare nesuferit-o. Te iubesc mult, scorpie mică, și eu pe tine, puțulică. Azi ești frumoasă, mai muțico, ești cea mai tare nesuferit-o. Te iubesc mult, scorpie mică, și eu pe tine, puțulică. Auzim foarte frumos, stimați îndrăgostiți din Onești. Să știți că m-am uitat foarte atent la fiecare persoană care a intrat în aulă, la fiecare persoană. Nu am văzut pe nimeni care să se apropie măcar de criza de 40. Numai noi bucureșteni. V-am zis că rău ni se întâmplă. Dar na, ne dăm deștepți, suntem bucureșteni, mai avem sfaturi pentru noastră, pentru, știu că vă pregătiți peste 20 de ani de această criză de 40. Venim noi să vă spunem următorul lucru. Stimate intelectuale, stimați intelectuali din Onești, nu vă faceți griji. Criza de 40 durează puțin până la 50. Avem un mic hop la 69 și apoi gata. Schimb! Criza de 40 pe două, mai mici de 20, mai toarnă 50, că timpul trece. Și vreau și eu o seară de nota 10. Schimb! Criza de 40 pe două, mai mici de 20, mai toarnă 50, că timpul trece. Și vreau și eu o seară de nota 10. La 20 visam să fiu celebru și bogat și m-am apucat de cântat. La 30 m-am însurat, la 40 am divorțat și la 80 o să mă las de fumat asta. La 20 visam lângă foc, că o să mut munții din loc. Până la 30 am alergat, m-am oprit puțin și am respirat și acum la 40 o să încep să mă joc. Schimb!
criză de 40 pe două, mai mici de 20, mai toarnă 50, că timpul trece. Și vreau și eu o seară de nota 10. Schimb, criză de 40 pe două, mai mici de 20, mai toarnă 50, că timpul trece. Și vreau și eu o seară de nota 10. Să ne vedem și peste 20, să cântăm împreună până-n zori, și chiar și la a doua tinerețe să putem simți primii fiori. Ce-mi doresc mie, vă doresc și vouă, să îmbătrânim frumos, să nu fim triști, și când ajungem la 69 să fim la fel de optimiști. Schimb! Criză de 40 pe două, mai mici de 20, mai toarnă 50, că timpul trece. Și vreau și eu o seară de nota 10. Schimb! Criză de 40 pe două, mai mici de 20, mai toarnă 50, că timpul trece. Și vreau și eu o seară de nota 10. Ca la direcția 5. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Două fete ca ea. De fiecare. Mulțumim mult. Sunt totuși criza de 40 și 21 de ani de țapinarii, și în acești 21 de ani, doar săptămâna trecută și doar câteva secunde și doar eu, ca să nu spun ca bucureștenii, decât eu, pentru că al meu coleg se dezice de gândurile mele, decât eu m-am gândit cum ar fi să ne îmbogățim din muzică. Câteva secunde. Nu vă faceți griji, câteva secunde. Dar mintea a mers ca o rachetă în alea câteva secunde. Am zis, bă, nu că să ne îmbogățim din muzică. Din două concerte să ne cumpărăm vile, piscine și iahturi. Din două concerte. Ăsta e primul. În fine, mergem mai departe. Ne-am dat seama că nu ne putem îmbogăți din muzică cu genul ăsta de muzică. Pentru a te îmbogăți din muzică trebuie să cânți folclor autentic românesc la zilele orașului, la zilele satului. Folclor autentic, țancă, uraganul, vali, vijelie, în fine, nu mai contează. Autentic, românesc să fie, vijelie să fie. Doamnelor și domnilor, nu mai contează, dar mintea s-a dus mai departe. Mă, orice copil ar trebui să aibă educație financiară de mic, de la grădiniță. Pentru că și eu m-am gândit la asta. Nu ai cum, nu ai cum să scoți profit dacă nu investești. Și m-am dus mai departe și am și acționat. Adică am investit masiv în instrumente muzicale. Am achiziționat cu suma de 5 ron acest cazu roz. L-am văzut în altă parte pe verde cu 4 lei. Deja s-a dus planul financiar. Dar noi mizăm pe faptul că dumneavoastră sunteți prietenii noștri deja, suntem cu toții buni români și atunci când există un sunet folcloric, o să iasă foarte bine. Studiu. Studiu este foarte important. Studiu. Școală online, știți cum e, școala online. Adică am învățat să cânt folclor după internet. După internet, și era o chestie ciudată, că era un profesor, era cumva din Columbia, cu o fată din Dorohoi, stătea acolo, o poveste complicată. Iar eu am achiziționat cu 4,60 euro un curs intensiv de folclor. Atâta dai, atâta face. Dar revin la faptul că suntem cu toții buni români și când auzim un sunet folcloric, sufletul nostru vibrează și nu are cum să nu iasă bine acest cântec. Dacă dumneavoastră ne încurajați, dacă nu, nu. Cântăm împreună folclor autentic românesc? Cântăm? Ne ajutați cu palmele dumneavoastră? Autentic să fie, cât se poate. Autentic din București, vă dați seama, sălăjean. Mama tot spune să cânt folclor, să cânt de voie bună și de dor. Cu folcul vostru intelectual va fi vai și amar. Mama tot spune să cânt folclor, să cânt de voie bună și de dor. Cu folcul vostru intelectual va fi vai și amar. Ai voie să bei mii de păhăruți, ai voie să iubești sute de mândruți, ai voie să vin suică fără bon fiscal. Dacă te îmbraci în costum popular, poți să faci versuri despre frunzulițe, scaieți, matostat, pelin și poenițe, să mergi cu căruța pe drumul național. Dacă te îmbraci în costum popular, mama tot spune să cânt folclor, să cânt de voie bună și de dor. Cu folcul vostru intelectual va fi vai.
mama tot spune să cânt folclor, să cânt de voie bună și de dor. Cu folcul vostru intelectual va fi, vai! Dă-i! Dacă ești lăutar, bei vinul cu borcanul. Dacă ești manelist, te plin cu merțanul. Dacă ești rocker, ești satanist. Dacă ești sărac, ești folchist. Vrei să nu mai fii un biet intelectual. Vrei să ai succes internațional. Vilă cu piscină, bună și grădinar. Îmbracă-te acum în costum popular. Mama tot spune să cânt folclor, să cânt de voie bună și de dor. Cu folcul vostru intelectual va fi, vai! Mama tot spune să cânt folclor, să cânt de voie bună și de dor. Cu folcul vostru intelectual va fi, vai! Dă-i! Op și așa! Cum ar fi fost viața mea dacă îmi plăcea matematica? Doar dacă faci afaceri ești numit om, s-a nimerit să fiu un poet monoton. Cum ar fi fost viața mea dacă sunt fericit ar fi fost o manea? Cânți cu un accent rom, ai un succes enorm, s-a nimerit să fii un poet monoton. Cum ar fi fost viața mea dacă prima curvă ar fi fost politica? Poate pe această scenă aș fi fost primul om, s-a nimerit să fiu un poet monoton. Cum ar fi fost viața mea dacă un om fără minte mi-ar fi trăit viața? Rozător de sub unghii, patron econom, s-a nimerit să fiu un poet monoton. Cum ar fi fost viața mea fără voi cei ca mine, fără dragostea mea? Lumea de afară ne obligă să fim domn, s-a nimerit să fim poeți monotoni. Cum ar fi fost viața mea fără voi cei ca mine, fără dragostea mea? Lumea de afară ne obligă să fim domn, s-a nimerit să fim poeți monotoni. Cum ar fi fost viața mea fără voi cei ca mine, fără dragostea mea? Lumea de afară ne obligă să fim domn, s-a nimerit să fim poeți monoton. Gata! Stimate intelectuale și stimați intelectuali din Onești, formația vocal instrumentală de două voci, o chitară, Țapinarii, vă mulțumește foarte frumos că ați venit în această seară să ne vedeți. Sănătate, numai bine, la revedere! Radu Rosetti, Onești! Mulțumim foarte, foarte, foarte mult și doar dacă e cazul, nu uitați de bis, dacă nu, nu. Vai, nu, vai! Dar nu ne așteptam. Și nu ne așteptam să venim cu un alt sfat genial, și anume o oră de limba engleză pentru copii pe săptămână la orice vârstă. Să nu cumva să danseze pe această piesă neștiind de ce, cum și cu cine dansează. Învățăm limba engleză cu accent de Dorohoi în 3, 2, 1, ai! I am the motherfucker, yeah. I am the fucking rocker, yeah. So won't you let this fucker sing his song? Everybody now! I am the motherfucker, yeah. I am the fucking rocker, yeah. At least this fucking song won't take long. Mă-ntreabă mama uneori văzându-mi flama din priviri ce înseamnă puiul mami Țapinar. E una nina care-i rudă cu vecina și se jură că dormei pe masă într-un bar. Nu-i vina noastră dacă nina este proastă,
cine a auzit chitara mea în viața ei. Ia stai mai nene să vă cânt niște refrene și să-mi spuneți voi cu mama măsii să nu bei. I am the motherfucker, yeah, I am the fucking rocker, yeah. So won't you let this fucker sing his song? Everybody now! I am the motherfucker, yeah, I am the fucking rocker, yeah. At least this fucking song won't take long. Din când în când mă freacă-n creier cât un gând că nu o să apuc 50 de ani cântând și vândând. Dar mă gândesc că până mor trebuie să trăiesc și atunci vă rog să-i spuneți lui Satan să stea la rând. N-aș vrea în rai că-i plictiseală să tot stai cu îngerul, ai ce grase care oricum, oricum nu se. Vreau într-un loc să-mi beau paharul lângă foc cu diavolițe dezbățate care știu să te. I am the motherfucker, yeah, I am the fucking rocker, yeah. So won't you let this fucker sing his song? Everybody now! I am the motherfucker, yeah, I am the fucking rocker, yeah. At least this fucking song won't take long. I am the motherfucker, yeah, I am the fucking rocker, yeah. So won't you let this fucker sing his song? Everybody now! I am the motherfucker, yeah, I am the fucking rocker, yeah. At least this fucking song won't take long. Și filarmonica din Onești! Motherfucker, 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 motherfucker. Vă mulțumim foarte frumos, stimate intelectuale și stimați intelectuali din Onești. A fost o seară minunată pentru noi. Aici am fost acum 3 sau 4 ani. Ne-am simțit foarte bine și de obicei ne luăm la revedere cu acest cântec care se numește Născut Liber, cu care vă urăm să ne vedem sănătoși până data viitoare, cu care vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sănătate, numai bine, la revedere, pa, pa! Liber, 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 liber. Se schimbă viața, uneori s-ascunde soarele între nori. Oricum ar fi, lumina tot o vezi. Și nu ajunge doar să speri, tu trebuie să înveți să ceri, să lupți pentru ce crezi. Chitara-mi sună, deci sunt viu, mai bunul-mi trebuie să știu. Mai trag un fum și plec la drum. Liber, 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 că sunt născut liber și liber voi fi mereu. Liber, da, Doamne, așa sunt eu. Sunt liber să cânt tare sau să tac. Liber să fiu înger, să fiu drac. Sunt liber, 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 liber.
un copil, sunt un artist. Sunt pesimistul optimist. Și uneori mă vând pe două beri. Sunt veșnic minus la bilanț și beau prea mult și ajung în șanț. În mult, prea multe seri. Dar fiindcă astăzi v-am cântat, mă simt al naibii de bogat. Hai, prietene, aplauze! Liber, liber, liber. Liber, liber, liber. Liber, liber, liber. Liber, că sunt născut liber. Și liber voi fi mereu. Liber, da, Doamne, așa sunt eu. Sunt liber să cânt tare sau să tac. Liber să fiu înger, să fiu drac. Sunt liber și liber voi fi mereu. Liber, da, Doamne, așa sunt eu. Sunt liber să cânt tare sau să tac. Liber să fiu înger, să fiu drac. Sunt liber, 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 liber. Voi! Liber! Liber, liber, liber. Voi! Liber! Oneș, mulțumim foarte frumos! A fost o seară minunată, un loc special, Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Ne simțim tare bine aici de câte ori suntem invitați. Sănătate, numai bine! Să aveți un weekend fain! Pa, pa! Mulțumim și noi, aplauze pentru țapinare, cei care încheie seria recitalurilor verii aici la Onești. Mulțumim încă o dată pentru prezență și nu uitați că aici e un colț special în stânga mea. Puteți să mergeți și să vorbiți cu colegii.